bine v-am găsit în casă! Bună, bună, bună ziua! Am șampon și mai mult? Da, nu, iau! Scuzați-mă, mă lecțigă, mă uda, dar am venit cu mană cerească, am venit cu, știți cum, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, la dumneavoastră în casă. Primiți aceste flori frumoase și aici să vă întăriți, să vă duciți. Așa, Maria Ciorici mă numesc. Mă cunoașteți. Și am un mesaj de felicitare, de fapt o poezie, mai întâi să vă spun așa mai lungușoară, scuzați-mă dacă o să vă rețin. Mămică, azi e despre tine. Nu vreau să-ți aduc aminte de trecut, ai avut suferință destulă. Noi vrem să te vedem cu chipul fericit. Vrem să-ți mulțumim pentru tot, în primul rând că existi pe lume. Ești un om minunat, o adevărată luptătoare și atât de bună. Vrem să-ți dorim în primul rând multă, multă sănătate. Mama, și tata pentru noi, mamă și tată pentru noi fiind. Tata fiind plecat în străinătate până când Dumnezeu mi l-a luat la ceruri. S-a întâmplat o tragedie, am rămas cu o mare durere, dar, mămică, nu voi uita niciodată educația pe care am primit-o. De multe ori am fost certată și dacă trebuia aș pedepsită. Ți-aduce aminte când am dormit în carieră? Ne-ai trimis pe mine și pe frate. Dacă s-o uscă, îți vedeam dacă s-o uscat fasolele și am uitat de casă ziua toată. Când am ajuns acasă, ne așteptai cu sufletul la gură și vorba ta. Intrați în garaj, să nu ne aude mama. Acolo ne mâncam pârlea la mamă bună. Fratele fiind mai șmecher, fugea că tot țineau chișoarele. Iar eu mâncam pedeapsa pentru oamenii. Mulțumesc, din suflet, frățioare. A mai fost un caz pe care îl țin minte, fiind mai mare la discotecă vroiam. Îi dădeai voie, dar ne puneai o condiție, la 12 acasă ne așteptai. Ieșeam la 10 seara, treceau 2 ore și când era cel mai interesant, trebuie eu deja să ne întoarcem. Și într-o zi am încercat să stăm mai mult, zicem că poate mama nu va spune nimic. Am venit la 2:30, dar ne-a dat deloc mai dormit. Și atunci am primit-o. Chiar eu am dormit și afară. Întotdeauna îmi spunea mie să nu fiu destrăbălat, fată. Dar nu-mi pare rău deloc. Niciodată, mama, tu ne creșteai și greutățile cu noi au crescut și nevoită ai fost să treci departe peste hotare. 11 ani de zile și tot timpul spuneai, mă duc ca să pun casa la condiții, dar timpul nemilos trecea. Ți-ai realizat visul tău mare, ai făcut o casă ca în povești. Pe noi ne-ai ajutat foarte tare, o adevărată eroină ești. Ai fost departe, nu ți-ai văzut nepoții crescând. Dar azi ești deja acasă și te-ai liniștit în sfârșit. Acum eu departe sunt și abia aștept să vin acasă să te cuprind, strâns, mamă la piept. Mi-e dor de tine enorm, de bucatele tale alese, împreună la masă să stăm. Mi-e dor de sărbătorile de Paște, când simțeam magia sărbătorii. Noi țineam toate posturile și așteptam cu sufletul la gură să mâncăm din toate bunătățile. Noi fiind în post, ținând postul, întrebam ce mâncare faci azi, dar tu răspundeai serios, răștu din mazăre. Mi-este dor de murăturile tale fermecate. Ești o gospodină nemaipomenită. Te iubesc, mamă dragă, vrem să te vedem fericită. Nu mai suferi pentru mine. Am întâlnit un băiat minunat, care mă ține palme și în multă iubire și am un respect adevărat. Mamă, îți mulțumesc și îi mulțumesc la Lea Valera, jumătatea mamei, care are grijă de tine și este un om minunat și cu sufletul mare. Mama, abia așteptăm să venim acasă dimineața când ne trezim și ne umpli masa cu mâncările tale, cu pârjoale, salamuri diferite și multe de ale tale bunătățuri. Permanent ne zici că din casa mea flămând nu iese nimeni. Fratele chiar și borșul tău minunat cu fasole umflat îl mănâncă dimineața și permanent spune, mamă, cu ce vrăjești borșul ăsta că așa e de bun?
Doamne, avem o mamă minunată. Te iubesc la infinit și îți mulțumesc enorm că te-ai întors acasă, căci am trăit cu toții nopți de coșmar în timp ce a fost războiul acolo. Din partea fiicei Maria, ginerile Mihai și nepoții Mihaela și Dorin, ei toți vă felicită și vă urează sincer la mulți ani și vă salută pe toată lumea asta. Bună ziua! Toată lumea asta bună din această sărbătoare. La mulți ani! Și vreau să vă cânt și o melodie, dar mai întâi vă ofer cuvânt să-i transmiteți un mesaj. Așa, ascultați, eu filmez tot. Ce să vă spun, bună seara la toți și îi mulțumesc să că mă... Așa, spuneți. Să vă veniți și mă susțin și îi mulțumesc lui fiica mea și lui genile mea că s-a acolo de parte de mine și tare mi-a fost doar ei când a fost războiul. Mamă, cu Dumnezeu știi ce-am tras acolo eu și îi mulțumesc mult și iubesc pe toți. Și pe băieți, pe fată, pe pară și pe marcica, toți iubesc. Și nepoței mei și nepoțica care nu știu. Și vă aștept cu dor și cu drag veniți acasă. Mamă, de-a putut acasă, de-a mă zâniți când ați vreți. Așa, nu plângeți, vă rog, gata, lăsăm Julia, nu plângeți. Eu vreau să vă fericit suflet. Așa, mă bucur foarte mult. Cei care priviți la telefon, nu vă faceți griji, eu am filmat tot momentul și o să priviți tot de la început. Vreau să vă cânt o melodie frumoasă, cu dedicație specială pentru dumneavoastră, dragă mamă. Și apoi am să vă cânt ceva de veselie și am să vă rog să mă susțineți. În această zi frumoasă, sunteți nemuruși, tare mult! Sunteți nepoței, familia mare, frumoasă! Sora mami, eu vă salut pe toți și vă doresc o sărbătoare frumoasă. Vă mulțumesc că m-ați primit așa, nouă, cum sunt, da, am venit. La mulți ani, doamna Tatiana. Vreau să vă cânt o frumoasă melodie pentru dumneavoastră. Cea mai scumpă pe pământ, ce trăiește în al meu gând, cea mai sfântă în viața mea, ești doar tu, măicuța mea. Când mi-e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Vreau să-mi știi durerea mea, Alina-i mama, inima. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iar ca mare am greșit, dulce mamă. Te iubesc la nesfârșit, sfântă mamă. Cel mai sincer și mai blând e al mamei scump cuvânt. Cea mai luminoasă stea, ești doar tu, măicuța mea. Iartă-mă că sfatul tău nu l-am ascultat mereu. Te uitam pe fața ta să mă ierți, măicuța mea. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iar ca mare am greșit, sfântă mamă. Te iubim la nesfârșit, dulce mamă. A fost o melodie așa mai de suflet pentru dumneavoastră și acum urmează un cadou muzical așa la care toată lumea să ne susțină. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac! Cu dedicație specială, melodii frumoase de Adriana Oicșanu. Rugăm să vădă pahare și pline? Așa, ia să vedem cine toarnă paharele, fiindcă se joacă cu plinul, nu cu golul. Și melodia frumoasă pentru doamna Adriana cu dedicație specială. Așa! Așa! Ce bucurie să-i fac. Știu
plec, am să cresc și plec în lume. Și se întâmplă foarte mult. Încă două muzicali pentru tăți, noi neamuri. Sunteți toți aici rugii, neamuri, piti și nevestii mele. Și ne-a pot, așa. Tăți, pentru predicație specială și predicație paharele sus. Și o mă susțineți. Yes.
frumos! La mulți ani încă o dată, doamna Tatiana! Sărbătoare frumoasă! Și acolo cu măichel fănii mea ta, lângă garaj, nu o să uite niciodată!